Franklin și întunericul. Polet Bourgeois. Editura Catartis. Franklin putea singur să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Putea să numere înainte și înapoi. Putea chiar să-și tragă fermoarele și să se închidă la nasturi. Dar lui Franklin. Îi era frică de locurile strâmte și întunecoase. Iar asta era o problemă pentru că. Franklin era o broască țestoasă. Lui era frică să se bage în carapacea sa mică și întunecoasă. Așa că Franklin, broasca țestoasă, își trăgea carapacea după el. În fiecare seară, mama lui Franklin lua o lanternă și lumina înăuntru carapacei. Vezi, obișnuia ea să spună, nu ai de ce să te temi. Mereu zicea așa, ei nu e frică de nimic. Dar Franklin era sigur că făpturi stranii, creaturi alunecoase și monștri își aveau sălașul în carapacea sa mică și întunecoasă. Așa că Franklin plecă să ceară ajutor. Merse până întâlni o rățușcă. Iartă-mă, rățușcă, mie mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu pot să mă strecor înăuntrul ca carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, mă căi rățușca. Vezi tu? mie mi-e frică de apa adâncă. Uneori, când nimeni nu mă vede, îmi pun aripioarele de not. Crezi că ele te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin, mie nu mi-e frică de apă. Așa că Franklin merse ce merse până când întâlni un leu. Iartă-mă, leule, mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase și nu mă poți trecura înăuntru carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, răgni leul. Vezi tu, pe mine mă sperie comotele puternice. Uneori când nimeni nu se uită, îmi pun căștile pe urechi. Crezi că ele te-ar putea ajuta? Nu, spuse Franklin. Mie nu mi-e frică de zgomotele puternice. Așa că Franklin merse și merse și merse până când întâlni o vrăbiuță. Iartă-mă, vrăbiuță! Mie mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntrul carapacei mele. Mă poți ajuta? poate, ciripi vrăbiuța. Mie mi-e frică să zbor prea sus, că și mă ia amețala și cad la pământ. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi deschid parașuta. Crezi că ea te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin, mie nu mi-e frică să zbor sus și să amețesc. Așa că Franklin merse și merse și merse și merse până când întâlni un urs polar. Iartă-mă, ursule polar, mie mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase și nu mă poți trecura înăuntrul carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, mormăi ursul. Vezi tu, mie mi-e frică de frigul din nopțile reci și înghețate. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi pun la culcare costumul de schi. Crezi că el te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin, Mie nu mi-e teamă de frigul din nopțile rece înghețate. Franklin era obosit și flământ. Merse și merse și merse până când dădu de mama lui. O, oh, Franklin, mi era așa frică să nu te fi pierdut. Ce era frică? Nu știam că mamele se tem vreodată de ceva, spuse Franklin. Ei bine, ai găsit vreun ajutor? întrebă ea. Nu, mai întâi am întâlnit o rățușcă și acesteia îi era frică de apa adâncă. Hmm, spuse ea. Apoi am întâlnit un leu, căruia era frică de zgomotele puternice. Ah, hmm, spuse ea. Și apoi am întâlnit o vrabie, căruia era frică să cadă. Și un urs polar căruia era teamă să nu înghețe de frig. Oh, spuse ea, tuturor le era frică de ceva. Hmm, zise Franklin. Se făcu târziu. Franklin era foarte obosit și foarte flământ. Merseră ce merseră până ajunseră acasă. Mama lui Franklin îl servi cu o gustare rece și cu o îmbrățișare caldă. Apoi îl trimise la culcare. Noapte bună, dragul meu, spuse ea. Ei bine, Franklin știa ce avea de făcut. Se târâ înăuntrul carapacei sale strâmte și întunecoase. Era sigur că sărise acolo făpturi strani, creatura alunecoase și un monstru. Dar spuse curajos, noapte bună. Și apoi, când nimeni nu se uita, Franklin, broasca țesoase, a prinse lampa de veche.